Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Iată că trebuie să revenim asupra unui subiect despre care am mai vorbit aici, care era până acum oarecum în zona ridicolului, mai mult sau mai puțin, dar care acum a fost mutat de statul român cu o rea credință scandaloasă în domeniul abuzului direct împotriva cetățenilor. Mă refer la o decizie a guvernului dată acum câteva zile, prin care șoferii care refuză testarea cu foarte imprecisele și controversatele aparate drug test, folosite de poliția rutieră, rămân pe loc fără permis, chiar dacă ei solicită să facă testele corecte de sânge la Institutul de Medicină Legală. Problema este, desigur, că aceste glume proaste folosite de polițiști, adică mă refer la aparatele respective, dau erori într-un număr incredibil de cazuri. Adică, de pildă, anul trecut, doar 62% dintre drug testele rapide cu rezultat pozitiv au fost confirmate de analizele de sânge. Adică, mai precis, 1858 din 3009. 38% au fost teste fals pozitive. Deci rezultă că anul trecut 1151 de persoane au fost învinovățite pe nedrept. Acestea sunt date oficiale comunicate de Consiliul Superior de Medicină Legală. Nu sunt cine știe ce estimări obținute pe surse. Așadar, ca să repet și să întăresc situația absurdă în care ne aflăm. În 2023, statul român a învinovățit, fără temei, aproape peste 1000 de cetățeni că șofează drogați. Nu unul, nu doi, ci peste 1000. Vi se pare normal? Mi se pare foarte tare. Să trăim într-o astfel de țară? Nu. Pe aceste așa zise teste, deci, se bazează poliția rutieră când îți ridică acum permisul și declanșează cercetarea penală împotriva ta, unul din, mai mult de unul din trei teste care ies pozitiv, este de fapt fals pozitiv. Acum trebuie să facem o precizare pe care probabil că o vom tot repeta de fiecare dată când ne vom ocupa de acest subiect și pe care am făcut-o de fiecare dată când am vorbit despre asta. Niciunul dintre noi, cei de la Deșteptarea, nu consumăm droguri, nici măcar nu fumăm, nu ne urcăm băuți la volan, n-am avut niciodată permisul suspendat. Nu știu, Luca? Nu. De-abia am două amenzi, una... Ultima e de acum vreo 15 ani. Mie mi l-au luat odată, parcare. Cu 20 și mulți ani. Pentru ce ți l-au luat, mă, infractorule? Pentru că am făcut stânga pe linia de tramvai și polițistul a considerat că venea tramvaiul și era periculos. Ai văzut? Deci, practic, aproape niciunul dintre noi n-a avut niciodată permisul suspendat, cu excepția domnului Zafiu, în urmă cu 20 de ani. Ce să zic, nu ne urcăm băuți la volan, am mai luat câte o amendă de parcare sau de viteză, dar suntem evident absolutamente împotriva șofatului sub influența orice fel de substanțe, fie că e vorba de alcool sau stupefiante, credem evident că statul trebuie să aibă politici serioase și să ia măsuri eficiente împotriva consumului de droguri în general și evident împotriva consumului de alcool la volan, nu încape nicio discuție aici. Dar nu despre asta este vorba. Noi nu avem nimic împotriva testării cu etilotestul. Pentru că în afara unor cazuri absolut anecdotice, gen mâncat cornulețe cu șampanie, etilotestele sunt sigure, nu le contestă nimeni. Dar este inacceptabil ca statul român să folosească niște teste antidrog care au o rată de eroare de 38%. Și cu aceste pseudo-instrumente, făcute parcă la mișto, polițiștii să-ți ridice carnetul pe loc, fără ca tu să te poți apăra în vreun fel. Și vorbim, deci, de peste 1000 de cazuri pe an, nu de 1-2. Și nici până acum nu era prea bine, în sensul că dacă poliția voia să-ți facă un test antidrog în stradă, aveai dreptul să refuzi și să ceri, în schimb, o analiză de sânge la IML. Pierdeai niște ore, dar dacă te știai nevinovat, măcar nu riscai să rămâi fără permis și să ți se deschidă o cercetare penală pentru consum de droguri, în urma unei testări de 2 bani. E bine, din motive care sunt literalmente de neînțeles, statul român a decis să considere deodată toți cetățenii ca potențiali infractori. Prin modificarea codului rutier, rămâi fără permis pentru simplul fapt că cer să fii testat cum trebuie. Și nu cu niște teste care dau erori în 4 din 10 cazuri. Te oprește, te-a tras pe dreapta, scoate drag testul ăsta, știi că e o prostie de test, știi că 38%, anul trecut 38% din testele pozitive au fost fals pozitive, spui, bă, nu vreau să risc. Adică, totuși, e un risc foarte mare să nimeresc prost.
hai să mergem la IML. Sunt de acord, fac test de sânge, e în regulă. A, nu, în cazul ăsta ești infractor. Ți-ți ridicăm permisul. Pă bune, presupunerea fiind că dacă ești drogat. Bun, ok, găsiți niște teste care să aibă aceeași rată mică sau infimă de erori ca etilotestul, nu avem nimic împotrivă. Dar nu unele care sunt atât de proaste. Deci cum e posibil așa ceva? Ca statul român să dea o astfel de ordonanță de urgență, guvernul să dea o astfel de ordonanță de urgență, de ce am permite noi statului, Ministerului de Interne, Poliției Rutiere să ne trateze pe toți ca pe niște potențiali infractori? În ce fel de țară trăim? Încă ceva. Noi ne concentrăm aici, evident, doar pe miile de cazuri de teste fals pozitive pe care le dau aceste aparate ridicole, dar mai sunt și situații în care statul se comportă cu noi ca un stăpân de sclav. Și vreau să vă relatez pățania unui bun prieten de-al meu, nu o să-i dau numele din motive ușor de înțeles, dar întâmplarea este absolut autentică. Deci săptămâna trecută, sâmbătă noapte, prietenul meu, om căsătorit cu doi copii mici, era cu soția la mare. S-au dus undeva la 2 mai. Și el s-a dus seara respectivă să vadă meciul cu niște alți prieteni în vamă. Mm. Meciul de la Euro, nu știu ce meci, a fost la 10 seara. Au stat, mă rog, cândva după 12 noaptea, s-a întors la cazarea lui, da? Filtru pe șosea, ok, nicio problemă, l-au tras pe dreapta, l-au întrebat, ai băut? Nu. Ai consumat? Nu, evident. Adică omul ăsta nu bea nici măcar alcool. Nu că nu bea alcool, este... Facem glume la diverse petreceri, mai iau un șpriț cu apă plată, știi? Și a suflat în etilotest, i-a ieșit zero, evident, i-au dat și drag testul respectiv. Trebuie să molfăi un burețel vreo 10 minute. A stat pe marginea drumului la 1 noapte, a molfăit burețelul, a ieșit testul neconcludent. Neconcludent, au mai încercat cu încă un burețel, s-a stricat aparatul și i-au zis, ok, mergem la secție. Așa că l-au băgat, deci era între vama veche și 2 mai, l-au băgat în mașina de poliție, Nino, Nino, Girofar, nu știu ce, l-au dus la secția din Mangalia să verifice acolo cu alt aparat care funcționa. Aparatul era plecat pe teren. L-au chemat pe echipajul respectiv cu aparatul să vină să-l verifice. A stat, în sfârșit a venit aparatul, iar procedură complicată, a molfăit al treilea burețel, care în sfârșit a dat negativ. L-au dus înapoi cu girofarul Nino Nino până la mașina lui. A ajuns acasă la 3:30 dimineața. Timp în care nevastă, să-ți dai seama, copii, bă, ce se întâmplă? L-au arestat pe bărbat, mă, ce a făcut ăla, știi? Deci, sunt câte astfel de cazuri sunt? Durează foarte mult, îți strică... Adică, pe bune, folosiți, frate, niște teste care sunt în regulă. Deci eu nici n-am cuvinte să descriu indolența, aroganța, abuzul pe care le comite Ministerul de Interne față de cetățeni cu aceste glume proaste de aparate. Și gândiți-vă că sunt oameni care își întrețin familiile din șofat. Le iese un test de ăsta fals pozitiv, li se ridică permisul, rămân fără salariu, se luptă luni de zile să obțină rezultatul analizelor de sânge care să le facă dreptate. Sunt numeroase cazuri documentate în detaliu, în diverse relatări de presă, deja de ani de zile, și ce face guvernul? Folosește aceste teste și în loc să corecteze situația, mai rău o agravează, dă și mai multe putere acestor aparate cu 38% rată de eroare. Încă o dată, 2023, date comunicate oficial de Consiliul Medicilor Legiști, 3009 teste rapide, 1858 pozitive, 1151 fals pozitive. Apropo, o analiză făcută de publicația Justiția.ro, că te gândești bine, ok, s-a comis un abuz de genul ăsta, îl dai în judecată, dai în judecată statul român și măcar câștigi niște bani. Ei bine, nu. O analiză făcută de publicația Justiția.ro arată că nici măcar nu poți obține despăgubiri în instanță, chiar dacă dovedești că poliția ți-a ridicat permisul pe baza unui rezultat fals pozitiv. În 90% din cazurile în care oamenii au dat în judecată poliția, acțiunile în instanță sunt respinse de judecători sub motivul că organele nu au manifestat rea credință când au folosit instrumentul respectiv. Pentru că așa e, adică nu poți să acuzi polițistul că a avut rea credință când a folosit drug testul. Ăsta este acceptat prin ordonanță de urgență, prin legislație, îl folosești pe ăla, el îl folosește, de rezultatul care e, nu era credință. Și ca atare nu obții nimic.
dreptatea și victimele umblă cu capul spart în România. Nu avem nimic împotriva pedepsirii celor care șofează sub influența alcoolului sau a drogurilor. Vrem să aceștia să fie scoși de pe șosele. Vrem să fie pedepsiți când sunt identificați. Dar vrem să fim tratați corect cu toții în această țară. Adică așa cum se folosesc etiloteste, care nu dau practic erori, să se folosească și drag teste sigure, nu porcării curate de eroare de peste o treime din rezultatele pozitive. Observați, da? Încă o dată, că nimeni nu contestă etilotestele. Unde e acceptabil o rată de eroare de 38%? Imaginați-vă un magazin care vinde lapte. Una din trei cutii conține lapte stricat. Cam câte zile funcționează un magazin de ăsta înainte să fie închis de statul român? În final, încă un lucru. Comunitatea de Click a lansat o petiție publică pentru anularea ordonanței de urgență prin care statul ne transformă pe toți în suspecți. În 48 de ore această petiție a adunat peste 100.000 de semnături. Am verificat ceva mai devreme asta sau mai totodată. Acum sunt 114.866 de semnături. Vă spun și unde... Eu am semnat-o. Vă invit să faceți același lucru. O găsiți pe site-ul facem.declic.ro. Măcar să nu stăm degeaba să zicem că n-am reacționat. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.